luna august, la Consiliul Județean Sibiu. Lucrările de amenajare a pistei de biciclete pe drumul județean 105G între Abrig și Mârșa continuă, 75% grad de realizare. Consiliul Județean Sibiu modernizează 35 de kilometri din drumul județean 106B, A1, Ocna Sibiului, Luamneș, Șoroștin, Țapu. Lucrările pentru relocarea ambulatoriului din cadrul Spitalului Clinic de Psihiatrie Gheorghe Preda continuă. Premieră județeană. Un elicopter a transportat 6 tone de materiale destinate semnalizării traseelor din munții Făgăraș. Consiliul Județean Sibiu desfășoară o acțiune în premieră pentru județ și astfel vom transporta 165 de stâlpi metalici, vorbim de 6 tone de materiale, le vom transporta cu elicopterul în 7 puncte din munții Făgăraș la costa de peste 2000 de metri. Cu aceste materiale vom amenaja 23 de trasee, vorbim de aproximativ 200 de kilometri de trasee omologate pentru drumeție. Cincizeci de iubitori ai muntelui au strâns 450 de kilograme de deșeuri din zona Bâlea la prima ediție a Drumețeniei. Anii Drumeției este un proiect susținut și finanțat de Consiliul Județean Sibiu. Macedonia și Mexic, două dintre ansamblurile care au venit la Cântecele Munților, au transmis bucuria dansului și a cântecelor tradiționale. Concerte, muzică, rock și educație la Filarmonica de Stat Sibiu.
Muzeul Astra a găzduit prima ediție a Astra Rock Festival 2022. Ansamblul folcloric profesionist Cindrelul Junii Sibiului a organizat cea de-a 47-a ediție a Festivalului Internațional de Folclor Cântecele Munților.